Domnul Benzar, în seara aceasta, la restaurantul Cors din centrul vechi, ați gătit ceva inedit, și anume o plăcintă cu tomate, inspirându-vă sau respectând la literă, nu știu exact cum spuneți dumneavoastră, o rețetă care se găsește într-o carte scrisă și ilustrată de pictorul, de artistul genial Salvador Dalí. Vă rog foarte mult, spuneți-mi mai exact cum se numește această plăcintă și ce a însemnat pentru noastră să gătiți, iată, o plăcintă concepută de celebrul artist. Vă rog. Bună seara, mă numesc Benzar Alfred și totodată, asemănător cu Dalí, pe lângă faptul că sunt bucătar, sunt și un artist, nu foarte mare, pictez, exact ca și Dalí, poate că nu mă ridic la nivelul lui, cunosc ce înseamnă arta și am încercat să trăiesc emoțiile trăite de el și să pun aceste emoții în această farfurie. Dânsul, tot ce a făcut, a făcut artistic, emoțional, în această farfurie. În rețetele lui, pe lângă arta culinară, există și acea artă artistică și trăirile sufletești. Și am încercat să reproduc identic trăirile și să simt gustul înainte de a face preparatul. Bun, exact, concret, care sunt ingredientele acestei inedite plăcinte cu tomate? Eu n-am mâncat niciodată și trebuie să recunosc, o spun abonaților canalului meu, că m-a surprins plăcut gustul acestei simple plăcinte cu tomate. Desigur, pe lângă că sunt doar tomate, dacă degustăm această plăcintă, are gustul de fragi, de fragi de pădure, de căpșuni, o aromă plăcută. În această compoziție sunt tomate decojite, ca de obicei, și sunt folosite și alte ingrediente. Cum ar fi? Avem un vin de budurească, un pahar de vin de budurească, zahăr, un zahăr brun cu aromă de rom, iar blatul este foarte simplu, nu conține decât o linguriță de bicarbonat, 4 ouă, un cubuleț de unt și făină. Bun, și glazura aia, să înțeleg că e formată numai și numai din tomate. Da. Și gustul acesta interesant vine și din zahăr? Din zahăr caramelizat și din paharul de vin care a fost pus deasupra roșilor. Și blatul plus glazura aceasta de tomate le-ați băgat la cuptor, să înțeleg, da. Nu? Nu ați copt întâi blatul și pe aceea ați pus glazura? Nu. E ca o pizza. Putem spune că este ca o pizza. E ca o pizza. În românește, la noi se mai făceau pe vremuri acele râioase. Nu știu dacă știți, doar că râioasele aveau niște blat deasupra dat pe răzătoare. Și se făceau cu gem de prune sau caise. Iar Dalí a înlocuit, iată, gemul de prune și caise cu tomate. Cu tomatele care, pentru români și pentru alte naționalități, este foarte rar gemul sau dulceața de tomată. De tomată coaptă, atenție. Da, da, da. Vorbim de gogonele. Nu. Este tomată coaptă, deci culoarea este autentică a tomatei. Bun, întrebare. Ați preparat pentru prima oară, folosind o rețetă din cartea maestrului Dalí, plăcintă cu tomate, cu vin de budureasca și cu zahăr caramelizat, pe un blat, spuneți dumneavoastră, destul de simplu. Veți găti și de aici înainte? Da, oricum o să mai avem o degustare asemănătoare și o să mai gătesc acest preparat. Și totodată de la bunica, care a fost bucătăreasă, iar tatăl ei și bunicul ei a fost șef bucătari, aveam această rețetă de dulceață sau gem de tomată sau de gogonele. Știam despre această aromă, despre acest ingredient folosit ca și folosit în dulcețuri, în gemuri. Deci nu este prima oară care fac această dulceață sau gem de tomată. Deci nu e o întâlnire inedită. Noastră știați că tomatele au mai fost folosite în prepararea deserturilor.
Desigur, doar că bunica punea îndrușaim, ceea ce astăzi nu se mai folosește și nu se mai găsește această plantă. Pe vremuri îndrușaimul dădea o aromă plăcută și parfumată la dulcețuri. Astăzi nu se mai folosește, din păcate. Din ce comunitate era o noastră? Bunica era rusoaică. Era din Iași și străbunicul tot la fel. Și au avut un han în Iași numit Hanul Căpățână, pe strada Căpățână. Deci aveți, iată, și înaintași și bucătari. Da. Și aveți și o moștenire de rețete. Desigur. Și de ingrediente și de condimente bogată. Totodată am acasă rețetarul bunicii, care conțin niște rețete de peste 100 de ani, care le are și ea la rândul ei de la bunicul ei. Păi eu nu vă pot ura altceva decât succes și să ne delectați mai departe cu rețete inedite. Vă mulțumesc și vă aștept cu tot dragul.